venitul la spital pentru a vă întâlni cu echipa care se ocupă de asteme. Ne-am gândit că cel mai bine ar fi să explicăm ce s-ar putea întâmpla atunci când veniți la spital pentru a vă întâlni cu echipa care se ocupă de astmul dumneavoastră. Echipa care se ocupă de astmul dumneavoastră va adresa câteva întrebări despre astmul dumneavoastră și despre ce înseamnă aceste simptome pentru dumneavoastră. Aceștia vă vor întreba despre medicamentele dumneavoastră și vor verifica dacă puteți utiliza inalatoarele în cel mai bun mod și vă pot face recomandări pentru a le face mai eficiente. Aceștia pot determina în clinică o citire denumită oxid nitric expirat. Acest lucru va implica respirația printr-un aparat care poate măsura cât de inflamate vă sunt căile respiratorii. Uneori, sunt necesare unele teste de sânge pentru a verifica lucruri precum alergiile și pentru a vă înțelege mai bine astmul. Aceasta îi poate permite echipei dumneavoastră să decidă cu privire la tratamentele avansate care urmează să fie luate alături de medicamentele dumneavoastră obișnuite pentru asteme. Radiografiile și scanările toracice pot fi solicitate pentru a vă verifica plămânii. Echipa vă poate solicita să mergeți și pentru teste complete ale funcției pulmonare. Acest lucru implică, din nou, inspirarea și ieșirea în mașini. Echipa vă poate cere să faceți acest lucru de câteva ori, înainte și după un inalator de eliberare. Ocazional, echipa care se ocupă de astmul dumneavoastră poate solicita alte teste, cum ar fi evaluarea modului în care respirați noaptea. Vă rugăm să întrebați dacă nu sunteți siguri de ceva. Uneori, echipa care se ocupă de astmul dumneavoastră include alți specialiști care vă pot ajuta cu diferite aspecte ale astmului. De exemplu, un fizioterapeut vă poate vedea pentru a vă ajuta să curățați flegma de pe piept cât mai eficient posibil sau să vă ajute cu exerciții de respirație, pentru a vă face uneori să simțiți mai puțin că nu puteți respira. Este foarte obișnuit ca oamenii să aibă o mulțime de îngrijorări cu privire la astmul lor și este în regulă să discutați acest lucru cu echipa care se ocupă de astmul dumneavoastră. Numeroase persoane au convingeri profunde despre astmului și despre gestionarea acestuia. Vă rugăm să discutați acest lucru cu echipa dumneavoastră din spital. Este important să simțiți că vă înțelegeți astmul și cum să recunoașteți când acesta nu este bine controlat. Există ajutor disponibil pentru a vă înțelege și a vă gestiona astmul.